Liceul Dimitrie Filișanu din Filiaș face de la începutul anului achiziții directe pe bandă rulantă, având cheltuieli de peste 100.000 de euro. Din acești bani, vizibil este doar scheletul metalic de la o sală de festivități, care urmează să fie construită pe o terasă a liceului. Au mai fost începute și niște reparații în antecamera laboratorului de chimie. Liceul funcționează în clădiri care nu au fost reabilitate termic. În laboratorul de chimie, instalațiile sanitare nu funcționează, iar în curte, asfaltul este vechi și crăpat. Printre primele achiziții se numără telefoane mobile care pornesc de la 700 de lei și ajung la peste 900 de lei. Managerul spune că respectivele aparate au fost luate și pentru directori și pentru directorii adjuncți, întrucât școala are o suprafață mare și trebuie să comunice. Telefonul mobil este un instrument, la fel ca și laptopul, la fel ca și calculatorul. Se poate achiziționa calculator? Vă întreb și eu. Da, în școală și se lasă în școală. Păi și telefonul ăsta este telefonul de serviciu, este numărul meu de serviciu pe el. E numărul lui de serviciu, e numărul lui de serviciu. Da, îl lasă la școală. A plecat cineva cu el acasă? Păi dacă este telefon mobil, nu? E mobil, aia e și... Știți câți metri pătrați are școala asta? Așa ca idee. Nu știu câți metri pătrați are. 14.000. Noi plătim abonamente la telefon nu numai pentru directori. Se plătește abonament la telefon și pentru șefii de compartimente. Secretar, șef și contabil șef și portarul are telefon. La capitolul consultanță, unitatea școlară a încheiat în vara acestui an și două contracte, fiecare de 65.000 de lei, cu firma Romactiv Business, pentru scriere de proiecte europene. La capitolul servicii s-a încheiat un contract de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice, în valoare de 35.000 de lei, contract atribuit firmei Ray Project. Pe 17 iulie s-au dat prin achiziție publică mai multe contracte pentru reabilitare termică, schimbare sistem învelitoare și tâmplărie, dar și dotare cu climatizare, în valoare de 28.000 de lei. Acestea sunt de fapt servicii de arhitectură, de inginerie și de măsurare, luate de către firma Ray Consulting SRL. Cele două firme sunt din Craiova și au aceeași adresă. La capitolul investiții există un singur contract în valoare de 48.000 de euro, acordat firmei Secemat Install pe 28 august, cu suma de 48.000 de euro. Conform contractului, se prevede extindere prin etajare parțială a unui corp al clădirii, unde se dorește amenajarea unei săli pentru diverse activități. Lucrarea este realizată în proporție de 30-40%. O sală multifuncțională, să zicem așa, în care urmează să se desfășoare ședințe, sărbări, diverse manifestări culturale ale elevilor. Cine știe ce scop mai au în viitor aceste... Cam acesta este scopul, o sală multifuncțională în care să ne putem desfășura acest tip de activități cu mai multe persoane decât 50, da? Noi suntem în școală 148 de persoane adulte care ne ocupăm cu activitățile curente. Spun profesor 100 și restul persoane, personal auxiliar și respectiv TESA. De asemenea, ședințele cu părinții pe școală și alte activități. Cea mai recentă achiziție o reprezintă lucrarea de reparații interioare la laboratorul de chimie și în antecameră. Lucrarea are o valoare de 31.000 de lei, contractul fiind dat unei firme din Filiaș. La acest obiectiv, muncitorii lucrează încă la antecameră, la văruit, iar laboratorul de chimie este închis, nefiind funcțional.